Avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să regretăm că am greșit. România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că ori să-mi crească aripi ascuțite până la nori. Reamăresc, zei din cele două capitale te înalță, te laudă mult. Mi-a fost cândva și mie dor de lucrul sufletului lor. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Salut, mâna! Să marcel bagajul furat, am venit să-i atenționez pe oameni să nu fie furați. Da, 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 să aveți grijă de el. Cum te cheamă? Bună, ce faci? Vă rog să aveți grijă de bagajele dumneavoastră să nu ajungă ca mine. De altfel și poliția română vă recomandă același lucru. Ai vino iar în gara noastră mică, gândește-te să vezi cât mi-e de frică. Tu ești mulțumit de societatea în care trăiești? Ei sunt fericiți în societatea pe care o conduc. Pot să mă și laud puțin, dacă îmi dați voie? Că fac, dar spun din suflet și din inimă. Seara încă o dată, noi ne mai salutăm o dată. Tu plătești taxe și impozite. Căutați-vă în buzunare, acum fiecare. Ei gestionează banii publici și iau decizii pentru tine. Noi... acolo la guvern, să știți că avem pericolul ăsta. Gândim de fiecare dată sume mari, nu știu câte milioane. Te simți reprezentat, protejat și respectat în țara ta? Da, și spusei să vă caute, deci dacă nu vă caută astăzi, mâine, păi mâine vă caut. Dumneavoastră, ca tocmai de aceea, vă rog mult de tot și dumneavoastră. Dar principalul vinovat este, zic eu, Traian Băsescu. Mă rog, acolo. Dilemele zilei cu Irina Stoian. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la dilemele zilei. Astăzi PNL-ul cred că are o mare dilemă prin moțiunea care a depus-o în Parlament
și care, surpriză, s-a izbit de zidul PSD-ului și de majoritatea PSD-ului pe care o are în momentul de față în Parlamentul României. Probabilitatea ca opoziția în momentul de față să reușească să răstoarne guvernarea PSD și guvernarea, până la urmă, în fruntea căreia se află domnul deputat de Târgu Jiu, premierul României Victor Ponta, scade pe zi ce trece și văzând cu ochii. Pentru a analiza evenimentele care s-au petrecut astăzi și noi la Gurj, pentru că și PNL-ul de la Gurj a trimis o delegație la București pentru a participa la mitingul acela de susținere al opoziției, bineînțeles, din afară, vom dezbate această problemă la dilemele zilei. În acest sens, îl avem pe domnul Eduard Berca, din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, domnul Berca. Bună seara. Pe domnul Nicu Covaci, jurnalist. Bună seara, domnul Covaci. Bună seara. Și pe liderul de sindicat, domnul Dumitru Pârvulescu. Bună seara, domnul Pârvulescu. Domnul Berca, ce a făcut domnul Berca cu moțiunea? Ce a făcut PNL-ul cu moțiunea de la București? A depus-o și s-a discutat și s-a izbit, evident, de zidul tăcerii, să spun așa, a celor trei partide din coaliția guvernamentală. Da, o tăcere care, până la urmă, a dovedit forța unei armate. În măsura în care te pui scut în fața unui penal, nu știu ce armată poate să fie asta. În măsura în care îți asumi niște fapte reprobabile, fapte care nu fac cinste, fapte imorale, fapte de natură penală, nu știu ce armată ar putea fi categorisită ca atare. Dar poate o oastă de mercenari, da, care iau banii, pleacă și nu mai trec pe aceea de sute de ani, nu, sau cu ani buni. Da, ce, deci, ce veți face în continuare? Ce planuri aveți? Ceea ce trebuie să facă opoziția. Vă ascult. Ceea ce trebuie să facă opoziția. Dacă discutăm de moțiuni de cenzură, singura posibilitate o avem anul viitor, în sesiunea parlamentară, undeva în februarie-martie, dar în schimb vom fi tot timpul atenți la derapajele puterii, vom sesiza, vom aduce în măsura în care ne veți permite dumneavoastră și ne veți da voie să o facem, vom aduce în atenție tuturor, în atenția cetățenilor, toate aceste lucruri ne la locul lor. Care nu ne fac cinste, care nu cadrează, să spun așa, cu o România europeană anului 2015, viitor 2016. Vom aduce în discuție problema absorbției fondurilor europene, dacă e să dau un exemplu și așa mai departe. Din punctul dumneavoastră de vedere al PNL-ului, funcționează în cazul premierului României Victor Ponta prezumția de nevinovăție? Ca și persoană poate să funcționeze. Dar aici este o mare diferență între persoana Victor Ponta și prim-ministrul Victor Ponta, instituția primului ministru. Ori nicăieri în această Europa civilizată, nici măcar în Bulgaria, și știți bine cazul premierului bulgar care a demisionat pe criza energiei. Nicăieri un demnitar de rang atât de înalt, în condițiile în care este suspectat să ajunge la un scandal public, sunt declarații sau lucruri care în niciun caz nu ar conduce în mod inevitabil la judecată, nu la o instanță, și de demisia. Da? Deci e o diferență imensă între persoana Victor Ponta, care poate să facă ce vrea, poate să, nu știu, da? Nu vreau să vin acum cu cine știe ce idei, că poate le prea. Dar primul ministru Victor Ponta are atribuții de reprezentare a statului, a guvernului României în relații cu diversi parteneri externi. Ori în momentul de față, dacă vedeți bine, Victor Ponta probabil stă ascuns pitit în Palatul Victoria, semnează hârtii, dacă i-o dat cineva să semneze și atât. Da, și vine cu declarații, mai mult pe Facebook am văzut că comunică în ultimul timp, decât într-un cadru oficial, să spun. Domnul Covaci, e mai bună comunicarea aceasta premierului pe Facebook decât într-un cadru oficial, așa cum spunea domnul Berca? Eu nu pot să mă exprim că premierul României a comunicat pe Facebook sau numai pe Facebook și nu pot să emit păreri vis-a-vis de activitatea premierului, cum o face, ce hârtii semnează, cine îi le dă și cum le dă, pentru că nu sunt
în apropierea aparatului de decizie al Guvernului României. Dar nu vedeți deciziile care le ia? Nu urmăriți activitatea de Facebook, nu urmăriți emisiunile de la posturile centrale de televiziune, dar nu puteți emite o opinie? Eu, vis-a-vis de acest aspect, v-am zis, aș spune doar atât, că premierul Victor Viorel Ponta nu e nici mai, să spunem, ornat, nici mai puțin ornat ca premier decât ceilalți vis-a-vis de activitatea asta, care au fost cu toții, s-au manifestat în spațiu public, au avut luări de poziție care să-i favorizeze pe ei sau partidul și au știut când să puncteze pentru a scoate cămașa, cum spune românul, în situațiile în care, să spunem, au fost prinși la mijloc. Nici premierul Victor Iorie Ponta nu face excepție în această situație și eu aș vorbi mai mult despre ceea ce s-a întâmplat astăzi, dacă doreați să mă întrebați, pentru că cum comunică premierul e mai puțin important. Pentru noi este important ce atitudine are și pentru noi este important duelul care a fost, dacă ați urmărit și dumneavoastră, în Parlament, între Victor Iorie Ponta și Alina Gorghiu, pentru că a fost un duel, dacă ar fi să ne exprimăm ușor metaforic sau ușor relaxat, să spunem așa, a fost un duel cu pistoale de jucărie. Fiecare și-a aruncat în cap, ca să spunem așa, vina de a fi prestat ca avocați în dosar în care parte a fost și statul român, Alina Gorghiu, casa de avocatură în care domnia sa a fost parte, a pledat într-un dosar cu Avasul, iar domnul Ponta este, iată, acum în proces, după ce, ca și senior partner în Casa Șova, a pledat în dosarele pe care le-a pus în sarcină Turceniul și Rovinarul, cele două complexe, atunci când au fost angajată Casa Șova. Deci și-au adus, să spunem, acuze vis-a-vis de subiecte care erau super cunoscute și de o parte și de cealaltă și nici mai mult, nici mai puțin au început să-și strige, ca să fim eleganți, să spunem așa, lozinci sau, să le spunem, apelative care nu fac cinste unei funcții pe care domniile lor o pozează în fața românilor, și anume azul toții pleacă acasă, nu știu ce, și alte chestii de genul acesta, care poate se strigau sau se foloseau aceste formule adresative, se foloseau mai mult, spunem, pe scara blocului când se ceartă doi vecini sau în anumite zone rurale. Deci este supărător pentru noi românii că o opoziție a vrut să vină la guvernare pe fondul unei moțiuni de câteva pagini care, din nefericire pentru cei care au analizat-o, și nu o spun eu, au analizat-o analiștii politici care și-au spus și părerea și îmi permit să nuanțez ceea ce a spus domnilor lor, și anume faptul că era o noțiune fără substanță pe care cei din apropierea opoziției au votat-o, cum se exprima și doamna Elena Udrea, au votat-o pentru că sunt în opoziție și nu pentru că exista o credibilitate asociată acestei moțiuni, un program palpabil de guvernare, un start, să spunem, în ceea ce tot promite guvernul din umbră, între ghilimele, liberal, că va face și va drege în momentul în care vor prelua guvernarea. S-a punctat și nu e deloc greșit faptul că sunt personaje în acest guvern din umbră sau personaje în această opoziție liberală în care oamenii nu mai au un pic de încredere, și am trăit cu toții, să spunem așa, măsurile salvatoare din anii 2009-2010 și modul în care au făcut politică și, de asemenea, să spunem, aspectele
de ordin mai puțin civic, să ne exprimăm elegant, în care sunt implicate persoane din, din PNL. PSD-ul are și el hibele lui și nu trebuie să trase pe dreapta, trebuie să recunoscute. De asemenea, discursul domnului, să spunem, dialogul discursiv, ca să spunem așa, filologic vorbind, între premier și Alina Gorghiu, a fost unul care, încă o dată îmi permit să spun, nu se întâmplă la un etaj de asemenea învergură al politicii românești și nu face cinste nimănui, nici nouă care am asistat la așa ceva ca simpli cetățeni și nici nouă care ne cer votul sau ne-au cerut votul sau care i-am votat sau nu i-am votat pe acești oameni care sunt la putere. A fost, cum îmi permit să mă repet, un duel cu pistoale de jucărie care n-a făcut decât un spectacol ieftin care ne amintește de circurile ambulante de pe vremea copilăriei noastre care umblau prin satele României. Acuze care le cunoștea toată lumea, lucruri care parcă erau copiate între să spunem, biografiile acestor unui domn și a unei doamne din politică, Victor Viorel Ponta și Alina Gorghiu, și nici mai mult decât atât, să punctăm ceea ce am văzut acolo. O mână de oameni, nici pe sfert din cât se spunea că vor veni, și mulți dintre ei nu știau de ce sunt acolo. Eu am urmărit ca jurnalist, evident, tot ceea ce s-a spus în presă, nu numai video, ci toată presa care a vorbit despre acest lucru care s-a întâmplat în piața Izvor, și vedeam acolo cetățenii onorabili, să le spunem așa, care erau întrebați de ce sunt acolo și nu știau pentru ce sunt. Dacă ați urmărit și dumneavoastră acest aspect. E vorba de Parcul Izvor. Parcul Izvor, da. Parcul Izvor, îmi cer scuze. Că nu ne-am dus, da, la piață. Domnul Părvulescu, aveți, da, și noastră cuvântul. Ați fost conectat la războiul mediatic pe marginea acestei moțiuni de cenzură? Nu. Și vă spun și de ce. După mine, această moțiune a fost un exercițiu de imagine a opoziției. Și de ce spun chestiunea asta? Ultimele zvâgnire ale unui zombi? Nu neapărat. Nu, cred că dumnealor vor să puncteze la imagine, la procentele viitoare. Dacă doreau într-adevăr să treacă această moțiune, nu putea trece decât compromisuri. Aritmetica parlamentară nu le permitea. Că negocierile de culise nu puteau face o structură de așa natură care să conducă la un astfel de compromis? Deci, repet, trebuia un compromis foarte mare pentru a pica, și va trebui un compromis mare ca să pice acest guvern. Care, după mine, e un guvern foarte prost în ceea ce ne privește pe noi, partea mineritului și energiei din Oltenia. Credeți că dacă v-am spus de atâtea ori ce s-a întâmplat cu noi, pentru că chiar astăzi îl auzeam pe premier spunând de că eu nu v-am tăiat salariile. Păi nu a tăiat salariile la toată lumea, pe ansamblu, pentru că de când a venit dumnealui până în prezent, salariul mediu în România a crescut de la 2200 la 2600. Dar la dumnealui în colegiu, în județul Gorj, inima economică a acestui județ, de care depinde aproape în totalitate județul acesta, probabil ori nu e informat, ori din răutate face chestiunea asta. Și vă amintesc că la noi câștigul mediu a scăzut cu 20%, iar total anvelopă salarială cu drepturi conexe a scăzut mai mult de 30%, și asta se vede din bugetele aprobate de Ministerul Energiei și publicate în Monitor Oficial. Cu actuala guvernare, unde vedeți complexul energetic Oltenia în următorii 50 ani? Păi nu numai cu actuala guvernare. În momentul în care 3 ani de zile s-a făcut mai mult politică în această companie. Și aici uitați-vă pe cifre. Deci eu nu vorbesc în dodic când spun că s-a făcut politică. Și o luăm punctual. Uitați-vă la bugetul din 2014. Păi ce guvern inconștient poate să aprobe un buget unei companii de stat cu o problemă majoră în piața de energie, cu niște cifre fictive? De ce spun chestiunea asta? Numărul mediu de personal aprobat în bugetul de anul trecut a fost de 19.000, în contextul în care numărul mediu real a fost de 18.400.
Oare au vrut să angajeze aproape 1000 și ceva de oameni ca după aceea să dea afară 1000 de oameni? Pentru că știți bine că anul trecut s-au angajat peste 500 de lipitori de afișe ai PSD-ului, iar anul acesta au plecat peste 3200 de salariați din Complexul Energetic Oltenia, prin externalizare și prin plăți compensatorii. Poate e o strategie de eficientizare a activității economice și poate nu ne dăm noi seama încă. Repet, și cel mai nou vice în economie, uitându-se la acel buget, se închina. Cum a putut să fie aprobat în halul ăla? Deci, repet, pentru noi, mai departe, se discută de, cum să zic, datul cu pumnul în masă în recuperarea unor creanțe. Păi să mă ierte Dumnezeu, s-au blocat livrările de cărbune către orașele, și asta încă o observație simplă, către orașele și comunitățile și către consiliile județene, unde sunt de la PNL. Arad, Oradea, Timișoara. Bine, Timișoara am înțeles că a plătit și de anul acesta o să-i dau. Dar în schimb, s-a dat cu nemiluita de când a venit Ciurel, cărbune către RAN, fără să analizeze, pentru că în 2012, la final de an, s-a încheiat contractul, știind clar că RAN-ul are conturile blocate. Bine că l-au rostogolit, băgând în acest maraz și Complexul Energetic Oltenia, pentru că, vedeți noastră, în momentul în care dai cărbune de 3.000 și ceva de miliarde lei vechi, ăsta e infaliment. Tu ca societate o duci bine? Nu o duci bine. Mai departe, s-a dat cu nemiluita către Vâlcea, la fel. După care i-am dat și activele. Tot băieți buni. Și culmea, culmea este minciuna perpetuă care o spune despre Craiova. Despre Craiova, pentru că este fieful doamnei Olguța. La momentul trimestru 4-2012, creanța către Craiova nu depășea 140 de milioane, 1400 de miliarde de bani vechi. În momentul de față se duce către 3000 de miliarde. Deci cât de bună platnică a fost primăria Craiova. Dar repet, din păcate s-a judecat cu măsura politică în actul managerial și s-a ajuns unde s-a ajuns. Și acum dau din colț în colț. De 3 ani de zile avem premier deputat de Gorj. Se tot simulează o strategie energetică. Producătorii de energie pe cărbune, viitorul acestora, depinde în măsură aproape 100% de acea strategie. Se tot discută de acele 900 de milioane de certificate de CO2 pe care trebuie să le tragă de pe piață și să le introducă undeva prin 2020. Eu nu știu ce vom face în momentul în care va exploda prețul certificatelor de carbon. Un telespectator a insistat de mult timp să se asălăture discuției noastre. Bună seara, îmi cer scuze pentru așteptare. Nu face nimic. Bună seara, să trăiți. Vă ascultăm. Dumneavoastră și invitația dumneavoastră, să trăiți. Vă ascultăm, spuneți, vă rog. Am stat și eu toată ziua la televizor și am urmărit cu mare interes ce s-a întâmplat în Parlament. Domnule, n-a fost moțiune pentru guvern, să cadă guvernul. Asta trebuie să înțeleagă românul care gândește totuși. A fost o moțiune contra unui om care conduce acest guvern al României, de care depinde soarta noastră, a pătimașilor ăștia care duce în greu. Așa. Și încă o dată s-a văzut obrazul care îl are PSD-ul. Aroganța și lipsă de interes pentru românul de rând. Asta a fost treaba. Și asta și-a spus domnul Ponta cu doamna Gheorghiu. S-au făcut de râs amândoi. Domnul Ponta nici nu trebuia să mai apară în fața țării, domnule. Nici nu trebuia să mai apară, trebuia să plece de mult, să ne lase în pace, fiindcă țara are de pierdut. Și nu pierde el, pierdem noi toți obrazul, dar n-avem, asta e că n-avem. Văzui și emisiunea cu Rasova e lângă noi aceea. Asta e PSD-ul, domnule. Spun de PDL-ul. PDL-ul au condus 2 ani, domnilor, că am trecut pe multe și ce văd acum, am văzut în 50. A dus primar din Valea Giurgiu la comune, dar era mai bun că ăștia, domnule, că nu știa să fure. Că n-avea facultăți pe la Herculane, pe la Moldova. Asta e diferența mare. Și îmi plăcut de domnul Dragnea, fiindcă știe că are beleaua. Că a fost jigniri care nu fac cinste Parlamentului. Păi de ăștia avem în Parlament, domnilor. De ăștia avem în Parlament oameni cu 2-3 facultăți, cu doctorate, care ne fac de râs. Și noi stăm și plătim și televizoare și cu tare și cu tare, să-i vedem pe ei.
care ne fac de cinstea lumii. Păi asta ce putem face, domnul meu? Spuneți dumneavoastră ce putem face, dacă păi nici văd... PNL-ul nu e bun, nici PSD-ul, nici altcineva din clasa politică. Domnilor, eu urmăresc de mult, fiindcă sunt supărat până la Dumnezeu. Tatăl meu a făcut 3 ani de stuf. Noi n-am știut 3 ani de el, domnule. Și vă dați seama, aveam 21 de ani, eram militar. Ce viață a dus în armata aia. Și eu nu sufăr comunismul ăsta din sânge. Dar ăștia se cheamă Partidul urmașii. Social-Democrat, nu e Partidul Comunist. Domnule drag, ăștia sunt urmașilor, de aia îți bagi de noi. Ați vrut democrație, vă dăm democrație. Asta nu vede românul, domnule. Cine a condus Năstase? Ce a fost, domnule? Și altă. Ce a fost Iliescu, domnule? Prostia umană. Trebuia să punem pe Iliescu în locul Nicolae. Când a spus Rațiu, vreți apusul, hai cu mine, vreți să sărit-o, mergeți cu Iliescu. Și a mers cu Iliescu. A sărit Iliescu. Ia uite, bă, venirea chiar bunii să vă pun iar slugă la ei. Păi până aici ce am fost și acum ce suntem? Suntem buierune. Suntem buieri la sluji, la sârbi, la spanioli, la italieni. Domnule, eu vă spun, n-ar trebui să mai vorbesc, că mă duc. Îs trecător, așa, nu mai am mult. Dar îmi pare rău că am sperat în 89 că văd și eu ceva, mai apuc să trăiesc câțiva ani, să văd și eu o țară schimbată în bine, dar ne-am scufundat. Vedem ce vedem la masaje, la așa... Să vă duceți și dumneavoastră la masaj, la pandurii, chiar vă rog. Așa, asta vedem în gorj. Și nu se întreabă nimeni ce-i cu ei, ce fac, domnule. Nu știu, eram un mare chibist de fotbal. Ce făcurăm, domnule, 15 ani? Puteam să avem 2 stadioane, domnule. Mai bine făceam unul nou și ne costa mai puțin, acum să vadă că n-au să vândă nocturna și scaunele. Păi lăsați, domnule, stadionul care a fost. Nu pleca echipa și nu cheltuiam bani prin Severin. Nu câștigam, că știam noi oltenii. Și mai vedeam și noi fotbal, chibiță ăștia bătrâni, care murim de dorul fotbalului. Pentru că am prins fotbaliști mari în viața mea, ca un Ozon, ca un cât și cât. Dar asta e Gorjul, ăsta e PSD-ul, domnule, spune de PD-ul. PD-ul a condus 2 ani, domnule, a condus 2010-2011 atât și a lăsat la Ponta 5 miliarde de euro în cont. De unde a avut bani să dea la pensii? De unde? A venit guvernul de unde? De la Mazăre? De la Oprescu? De la Nichita, de la Pitești, de la Pandela, cum îl cheamă, la... Pendiuc, unde Tudor sunt toți boșii ăștia PSD? Unde sunt boșii de la județă? Unde sunt domnilor? Și românul întreabă unul mereu la acest TV, cu cine să votăm. Păi treci mare dealul și vezi și acolo, cum ai spus unul, cum treci de Petroșani în sus, e altă viață. Păi de ce e altă viață? Fiindcă au alt cap, alt caracter, altă cultură. Am lucrat și eu în Valea Jiului până în 58. E mare, mare diferență între ei și noi. A fost și este. Asta e. Și ce vă zic astăzi, vă spun, era de așteptat. Nu s-a pus discuție guvernul. Ce a făcut, ce n-a făcut? Da, s-a pus discuția unui om care, domnule, reprezintă România, domnilor. Asta nu știe românul, domnule. Asta nu vede. Că noi mergem în mocirile cu acest om. Vă mulțumesc și iertați în deranj. Nu e niciun deranj și noi vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Da, colegii din regie îmi spun o scurtă pauză publicitară și revenim imediat. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Un
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii, la ULIM, oferă cele mai mici taxe de studii, facultate 350 euro pe an, masterat modul pedagogic 400 euro pe an. Pentru membrii familiei înscriși la ULIM, taxele se reduc până la 100%. Înscrieri prin selecție de dosare la studii de licență, masterat, doctorat, la următoarele facultăți acreditate, cursuri învățământ la distanță în perioada 1 iulie 1 octombrie, psihologie și asistență socială, științe economice, drept, relații internaționale și istorie, informatică și inginerie. ULIM primește prin transfer studenți de la alte facultăți autorizate și acreditate în condițiile legii. Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM, Târgu Jiu, Strada Eroilor, numărul 6, telefon 0253-214-019. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale. Reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Societatea Soimex din Bumbești-Jiu execută lucrări de confecții inox și fier forjat, prelucrări mecanice cu CNC, strunjire, frezare, debitare plasmă și oxigaz, îndoire tablă, debitare tablă-ghilotină, roluire și amprentare profile, ștanțări, ambutisări, sablare, elemente și accesorii, balustrade și garduri din inox și fier forjat, vopsire în câmp electrostatic și sudură automată cu robot. Soimex, specialistul de care ai nevoie. Știm cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic, între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu, între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic, niciodată. Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat. Am revenit, stimați telespectatori, la dezbaterea din studioul nostru de aici, de la Tele3, pe marginea moțiunii de cenzură și, până la urmă, pe marginea consolidării puterii PSD-ului. Domnule Berca, ați văzut totuși în intervenția telespectatorului care a fost înainte de pauza publicitară, lumea e destul de dezamăgită, destul de sictirită, până la urmă, ca să folosesc un termen un pic mai dur, de tot ceea ce înseamnă politică, de tot ceea ce are legătură cu acest fenomen.
ce se poate face pentru a încerca o reîmprospătare a viziunii cetățenilor vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă politică și cu ce mesaj puteți veni dumneavoastră pentru a acoperi zgomotul de fond atât de mare făcut de Partidul Social Democrat? Ce se poate face? Se poate face ceea ce face Partidul Național Liberal în momentul de față și o face de mai mult timp. În sensul în care noi ne-am dorit cu foarte tare ardoare, să spun așa, să curățăm partidul. Noi ne-am dorit ca în primele linii, în al doilea eșalon și așa mai departe, să aducem în atenția telespectatorilor noastre, în atenția tuturor celor care își doresc într-adevăr o altfel de politic, oameni care nu au probleme cu legea, în primul rând. Oameni care au demonstrat că au capacități manageriale, oameni care au demonstrat că pot să ducă la capăt proiecte, să și le asume, să le ducă sau să le continue. Asta trebuie să facem și noi o facem la modul serios, la modul aplicat, nu cum face Ponta, cum face PSD-ul, că mai în primăvară spuneau că vor aplica și ei în statut câteva paragrafe sau vor o introduce în ceea ce privește, chiar mă uitam acum zilele trecute la o declarație a lui Ponta legat de faptul că dacă se va începe, DNA-ul va începe urmărirea penală, conform prevederilor pe care el dorește să le bage în statut, va demisiona. La noi lucrurile astea au evoluat și vor evolua în continuare, țin să vă asigur de lucrul ăsta, strict în acest sens. În sensul curățării membrilor sau, practic, structurii activelor de partid, de toți aceia care nu au probitatea morală de a transmite mesaje, de a veni în fața electoratului ca și potențial candidați. După aceea, ce putem face? Putem să facem un program de guvernare viabil și l-am făcut. Da, vi l-am prezentat și noi astăzi l-am tot discutat. Acolo sunt lucruri pe care noi le dorim cât mai repede puse în practică. Și de asta ne dorim ca în demersurile noastre să avem succes. Vedeți, aici e o dovadă de cumva de normalitate. Poate de asta e și greu înțeleasă de restul, eu știu, în primul rând adversarii noștri, poate de o parte a mass media. Nu știu ce ar mai putea face, sau dați-ne dumneavoastră și eu sunt hotărât să aplic orice alte sfaturi legate de ce poate să facă un om politic, da, ca să devină credibil, să devină. Haideți să ne inspirăm de la următorul telespectator care a dorit să intre cu noi în direct. Bună seara! Da, s-a pierdut. Probabil a intervenit PSD-ul pe fir și exact atunci când aștepta sugestiile, PAC v-a tăiat cu foarfeca orice inițiativă. Lucrurile astea, cum să vă spun, sunt... Mi-aș dori să comentăm împreună, să comentăm cu telespectatorii, să comentăm cu cei interesați de schimbare, de reclădirea unei clase politice credibile, dar mai mult decât a te curăța, a te expune așa cum ești, a proceda la lucruri, din punctul meu de vedere, zic, absolut democratice. Da? Cum a fost chestia de astăzi. De ce să mai facă opoziția ca să demonstreze că este o variantă serioasă pentru 2016, dacă nu pentru acum? Bună seara, sunteți în direct. Da, bună seara. Seara bună. Seara bună. Și invitatului dumneavoastră. Vă ascultăm, doamnă. Vreau să vă spun că atâta sunt de supărată pe conducătorii ăștia care au venit acum din 89, pentru că noi suntem niște oameni săraci, iar dânsii au furat până când n-au mai putut, toți. De ce pune prim-ministri avocați și procurori? Eu nu înțeleg treaba asta. Păi dumneavoastră l-ați votat, doamnă, dumneavoastră ați votat. Cei mai hoți oameni din România, domnule. Spuneți, vă ascultăm. Așa, încă ceva. Vreau să vă spun așa, că cei care au furat, așa cum făcea și Ceaușescu pe vremurile lui, să-i lege de picioare și să vină cu banii, să facă toate fabricile. N-am auzit pe unul, nici din PDL, nici din PNL, nici din PSD, de niciunde că ar face o fabrică. A distrus toate fabricile de la Iliescu în jos
și de la Băsescu în sus. Iasă și Băsescu peste tot. Păi de ce mai ești nerușinatule că a terminat cu țara asta? Nu mai putem să suportăm. Nu-i mai putem suporta. Toți se bat pe Ciolan, dar nu face niciunul nimic. Absolut nimic. Ne-am săturat. Fac câte o chermeză pentru oamenii ăștia prostuți, sărani și așa mai departe. Pentru și noi care acum am muncit 45 de ani cu 9 milioane, cu 9.000, cum să ziceți, 9 milioane, 90, 900 cum vine. Așa. Cum putem noi să trăim cu dările astea mari? Iar acești mafioți au furat până când n-au mai putut. Chiar și domnul Ponta, chiar și domnul care au mai fost până aici. Oare nu le este rușine să mai apară în fața noastră? Doamne, i-au fost votați pentru a ajunge în acele funcții. Deci nu au ajuns ca așa au vrut ei acolo. I-au fost votați pentru a ajunge în acele funcții. Domnul, vreau să vă spun, au fost votați că n-a știut populația cine sunt. Noi am muncit și ne-am ales cu 9 milioane. Păi eu pot trăi femeie bolnavă cu 9 milioane. Să vină copiii înapoi să facă fabricile ce aici au furat, să facă ce au distrus. Copiii dumneavoastră lucrează în străinătate? I-au ascuns. Copiii noastre... ceilalți să vină foarte bine în țară, copiii noștri. Eu am copilul plecat dincolo, am o fată moartă. Credeți-mă, am nevoie de ajutorul lui. Că nu pot, n-are unde veni să muncească acest copil în țara asta. Să le fie rușine la toți care au furat. Viteanu râde, Dragnea iasă numai râzând, Ponta iasă râzând, Băsescu iasă râzând. Ce o însemna cu populația asta? Un vlat țețe să le dau una în fund, că nu se mai poate cu ei. Suntem distruși. Suntem o populație terminată, îmbătrânită în România. Cum se poate așa ceva? Eu am avut încredere și în domnul Claus Iohannis. Dar până la urmă văd că plimbă pe doamna, iar de noi a uitat că l-am votat. Vă înțeleg că sunteți supărată, doamnă, dar poate în 2016 va veni o schimbare pe care o așteptați. Ce schimbare? Cu domnul Ponta, care a furat destul? Ce schimbare? Schimbați-i, domnule, puneți oameni capabili acolo. Alegeți oameni capabili. Păi Dragnea e comandat toți că a avut... nu știu ce, Viteanu, doamna Udrea, care, vorba aia, plină de bani, ai plimbat-o cu mașina de lux de la procuratură și la așa, păi și procurorii sunt pe mâna lui Băsescu și a lui Ponta. Ce să mai faci cu ei? Da, ce să faci cu ei? Vă înțelegem, stimată doamnă, aveți și noastră, partea noastră de dreptate, dar din nefericire în momentul de față, până în anul 2016, nici opoziția, nici nimeni altceva nu ce poate face nimic. Opoziție, așa ceva, atâtea omoruri pe stradă, nu mai îndrăznesc să mergi. Păi ce conducere a fost asta? Vă mulțumesc. Nu se mai poate, o să terminăm, o să murim, suntem niște oameni muribunți. Vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru intervenția și dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră și vă doresc emisiuni plăcute și vă spun că vă urmăresc de mult. Și vă iubesc foarte mult, sunteți un realizator adevărat. Să rămână, mulțumesc că m-ați primit. Bună seara! Uitați, stimați colegi de platou, totuși starea de revoltă a oamenilor din județul Gorj și până la urmă ne transferă către noi starea spirituală nu numai din județul Gorj, ci a tuturor locuitorilor din România. Este o populație sărăcită spiritual, este o populație demoralizată, este o populație care nu mai are inițiativă și este o populație care nu mai crede în nimic. Știți de ce s-a întâmplat asta? Din punctul meu de vedere, așa, că din afara politicii. Pentru că societatea civilă n-a reacționat niciodată la astfel de derapaj. La societatea civilă, adică și aici aș include pe intelectuali, aș include pe practic cei care creează plus valoare la un moment dat, da? Și cu precădere în Târgu Jiu, Gorj și orașe și zone din asta în care lumea așteaptă, practic, doar inițiativa puterii. Niciodată societatea civilă n-a luat poziție față de aceste derapaje. Au fost voci aruncate pe temiri unde, una și una.
Uitați totuși la noi în emisiunea la Poste Televiziune Tele 3, sunt oameni care sună, oameni care se confruntă cu problemele de zi cu zi și care până la urmă iau inițiativă. Nu fac numai pe Facebook sau revoluție pe sunt internet. De acord. Cum, vă dau și o soluție. Creați o fundație. Accesați fonduri europene pentru a apăra astfel de oameni. Dumneavoastră puteți, noi politicienii, de ce factură om fi? Și la ce nivel om fi? Nu suntem credibili. Dar vedeți ce s-a întâmplat acum. E bine ne că reproșați. Ați spus un adevăr și un lucru mare în același Am timp. Spus un lucru adevăr. Nu suntem credibili în sensul în care da, noi contestăm, să zicem. Da, ați văzut ce s-a întâmplat cu moțiunea. Contestăm un prim-ministru penal și toată lumea spune că trebuie să-i acord prezumția de vinovăție, de nevinovăție. Dar ce înțelege doamna și oricine altcineva dintr-un astfel de discurs? Mă, e prim-ministru ăsta de să fie curat ca laptele. Să n-aibă nici măcar în grădiniță să nu fi bătut o fetiță sau să fi rupt o măsuță la grădiniță. S-o fi tras de codițe. Sau s-o fi tras. Deci aveți, asta era ideea. Aveți dreptate. Un alt telespectator dorește să intre alături de noi. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm, domnul meu. Domnule, dumneavoastră, dezbateți o emisiune politică sau sindicală? Politico-sindicală o facem. Sindicaliștii n-ar avea dreptul să caute în emisiunea dumneavoastră, de exemplu Părvulescu Dan. Dan Părvulescu emite un punct de vedere vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în cadrul complexului energetic Oltenia, complex care este afectat de politica PSD-ului care se află la guvernare în momentul de față. Suntem sături de politica al domnului Părvulescu, care a fost și înainte. Dar nu v-ați prezentat și dumneavoastră cine sunteți, să știm cu cine vorbim. Nu are rost, pentru că am pierdut niște zile. Vă rog, închideți telefonul telespectatorului, vă rog, închideți telefonul. Ia auziți, domnul Părvulescu, aveți simpatii deosebite care preferă să rămână anonim și nu doresc să prezinte. Eu zic că e o chestie de bun simț și de civilizație în momentul în care sunt într-o emisiune, să te prezinti cine ești. Să lămurim niște aspecte. Din păcate, sistemul ăsta politic autoritar și, eu zic, unic al PSD-ului din județul Gorj a făcut ca în cadrul complexului energetic Oltenia să ia ființa acel sindicat subordonat întru totul PSD-ului, SMEO. Oamenii aceștia, cum să zic, sunt intoxicați de către anumiți indivizi din companie cu niște lucruri, cum să zic, manipulatori. Și exact cum spunea telespectatorul, nu e dânsul, nici nu știu cine este, că s-au pierdut drepturi. Păi, aș vrea să-l întreb dumnealui, pe date, ce drepturi am pierdut eu, ca sindicalist. Pentru că dacă o luăm cu drepturile aparente, vorbesc de fosta SNL-o, că am venit din fosta SNL-o, în 2013 salariații din fosta SNL-o nu au pierdut niciun drept. Mai departe, salariații din fosta SNL-o, dacă nu se milita pentru crearea acestui complex energetic, își pierdeau locurile de muncă. În momentul de față, în anii ăștia care au trecut destul de turburi pentru energia pe cărbune. Din păcate, am avut ghinionul ca în fruntea acestei companii integrate să fie pus un non-manager. Și de ce spun chestiunea asta? Păi nu se poate să îi dai la cineva pe mână o cotă importantă din piață și acela să nu o valorifice. Nu se poate ca acel individ care e pus în fruntea companiei să aibă cel mai mare sprijin care l-a avut vreodată vreun manager din România, adică să aibă sprijinul direct al lui Ponta, primului ministru, și primul ministru să nu-l ajute în chestiuni elementare. Și aici vă dau o chestiune elementare. În momentul când s-a făcut această societate integrată, s-a zis, domnule, să nu mai dăm bani pentru aceeași chestiune. Chestia cu apa. Adică dăm miliarde la Rovinari, miliarde la Turcie, miliarde la Ișalița, miliarde la Craiova, pe aceeași apă care curge și care se răcește. E o aberație. Dar de 3 ani de zile nu se face nimic. Domnul Covace, aveți cuvântul. Eu
vis-a-vis de ceea ce spune domnul Părvulescu și vis-a-vis de aspectele interne, nu pot să emit o părere care să fie, să spunem, cea mai elocventă, pentru că eu fac jurnalism politic și nu mă ocup foarte de aproape de problemele din CEO. Dar ca orice jurnalist care se respectă, trebuie să fiu la zi cu tot ceea ce se întâmplă și la acest nivel, pentru că factorul politic este nu doar tangențial, ci este inclus, este înglobat în ceea ce se întâmplă la cea mai importantă dintre, să spunem, agențiile economice ale statului român, și anume Complexul Genetic Oltenia. Vis-a-vis de ceea ce fac sindicaliștii, vis-a-vis de faptul că avem, nu noi, ci Gorjenii, România, CEO, au un sindicat care este mai apropiat de, să spunem, manageriatul CEO Oltenia, este deja un truism, adică o știu și copiii de școala generală chestia asta și nu trebuie să o mai pun eu în evidență. Adică toată lumea știe că la fărămițarea sindicatului, atunci când a plecat, când Marin Condescu nu a mai putut să facă muncă sindicală, s-au spart, s-au fărămițat aceste sindicate, pentru că fiecare și-a dorit nici mai mult, nici mai puțin decât întâietatea, autoritatea, controlul și puterea absolută, pentru că știm... Îmi dați voi puțin? Da, vă rog. Vreau să vă corectez aici. Vă rog, v-am zis că eu nu sunt a plecat foarte de aproape fenomenul CEO. Da, să vă explic. Deci s-a dus o campanie mediatică, picătura chinezească, asupra unor lideri. Lideri mai mulți sau mai puțin corupți. Fiecare lider care s-a simțit cu musca pe căciulă a evadat. Adică le s-au venit protecție sau ce spuneți? Că să înțelegem și noi. Nu, deci încă o dată, ca să-și protejeze să-și conserve propria persoană și pe cei de lângă ei, au evadat și s-au dus lângă Ciurer. Dacă urmăriți... Acolo e împărăția căldicelului. Nu, dacă urmăriți presa pro-Ciurel din 2013, o să vedeți că liderii care sunt în partea cealaltă au fost cei mai atacați de către această presă. De ce oare? Eu nu pot să vă contrazic vis-a-vis de acest aspect, dar vreau să îmi spuneți dumneavoastră și să fiți cât se poate de sincer, pentru că eu vă cunosc de mult ca și sindicalist. La mine emisiunea ți-a apărut de foarte multe ori și mi-a plăcut franchețea dumneavoastră și de asta mă bucur să port un dialog cu dumneavoastră. Pentru că eu, v-am zis, nu fac jurnalist pe tema CEO. Eu fac jurnalist politic și nu de azi de ieri, fac din 1997. Jurnalist TV pe zona politică. Din păcate, din păcate, CEO e o temă prea politizată. Asta am spus și eu, dar mă opresc la nivelul la care se termină politica. Corect. Și aspecte de ordin sindical, malversațiunile economice, nu vreau să intru în tema lor, pentru că nu mi-e propriu acest domeniu și n-aș vrea să emit păreri cum fac mulți la organele de presă locale și naționale. Vin și își dau cu părerea așa, ca luarea în fața blocului, hai să spargem o sămânță și să spunem și noi ce ne trece prin cap, pentru că mult prea multe s-au spus și mult prea multe lucruri au făcut rău, fiind spuse de oameni care n-aveau nicio aplicare, nicio autoritate și mai mult decât atât sunt moderatori care nu știu să pună întrebări dacă ați urmărit. Și de asta Exact. De asta eu mă feresc să intru în această horă care m-ar face pe mine să nu mă mai simt jurnalist și la autoritatea și vechimea mea în domeniu nu mi-aș permite să calc în străchin de acest gen. Și cred că ați observat acest aspect de când colaborați cu mine. Că nu, eu nu-mi permit atacuri, nu-mi permit povești la 1001 de nopți sau Mihaela vine la 7 seara și ne spune povestea de seară. Cum era o emisiune, ca să ne amintim de o emisiune copilăriei. Eu vă spun doar atât, stimate coleg de platou, pentru că încă o dată vă respect, aveți respectul meu de foarte mulți ani și mă bucur de colaborarea cu dumneavoastră. Vă spun doar atât și vă rog să-mi dați sau nu dreptate, pentru că nu-mi place să mi se dea dreptate, că eu nu sunt aici pus să mi se dea dreptate. Vreau să analizăm constructiv un fenomen care tinde să conducă la o cădere într-o prăpastie de unde nu va mai putea să o mai scoată nimeni.
Ați văzut, venim cu aspecte de Banca Mondială ne cere, fondul ne cere, noi vrem să facem, reorganizăm, reclădim, îți dure certificatele verzi. Domnul Covaci, insultez colegii din regie, mai avem puțin și trebuie să luăm publicitatea. Adresați întrebarea, domnul Părvulescu. Luăm publicitatea și... Păi nu, adresați întrebarea, că mai avem puțin. Păi dacă aveți, mai avem puțin, de ce mă întreb pe atât atunci? Păi nu, a spus nu că adresați o întrebare de vreo câteva minute. Spuneți. Deci, domnul Leu, nu este legal. Dacă ori mă întrerupeți și dăm publicitate, ori nu mă mai întrerupeți. Sunt două aspecte care nu se fac jurnalistic. Vă spun că v-am mai zis, am mai mare vechime în domeniul ăsta de când îl fac și știu că mai sunt 2 minute și 10 secunde, ca să vă spun exact. Domnule președinte Dan Părvulescu, sunteți de acord sau nu cu mine că de-a lungul vremii, tocmai mișcarea sindicală a făcut să se piardă încrederea în ceea ce reprezintă capii mișcării sindicale, modalități de acțiune pe piața sindicală și felul în care s-au făcut mișcările de la vârf spre bază și că baza n-a fost de cele mai multe ori întrebat? Și putem să luăm și pauză publicitară, stimate coleg. Răspunsul la voastră. Deci, da. Parțial da, dar, cum să zic, acel sistem sindical a făcut ca în timp salariații din entitățile energetice și miniere să aibă continuu creșteri. Și uitați-vă și momentele cele mai delicate din economia României de după 89 și o să vedeți că salariații de acolo au avut creșteri cu eforturi din partea lor. Salariaților li s-a recunoscut munca. Din păcate, de 3 ani li s-a recunoscut, nu li se mai recunoaște munca. Dar nu la adevărată valoare niciodată. Da, dar problema... Dar sunteți de acord cu mine că au fost și date aceste bonusuri, ca să spunem așa, și au recunoscut și de la dumneavoastră din sindicat. Pentru că minerii noștri, fără să-și dorească neapărat, au fost folosiți și ca o masă manevrabilă ușor în momente electorale, adusă ușor spre anumiți poli de putere. Nu, aici vă contrazic. Să nu aveți impresia că dacă Condescu făcea un comunicat, minerii votau ce spunea Condescu. Sau eu, sau al lider. Eu mă refer de la din 90 încoace, când ați știți că mineritul a fost foarte aproape până la un moment dat de anumiți lideri, de anumită putere politică și își exprimau deschis aceste să le spunem, aceste simpatii electorale. Da, dar eu vă spun că în mișcarea sindicală liderii au fost în, cum să zic, și în dreapta și în stânga echichelui politic. Apoi, și vă dau exemple de lideri mari care au fost după și 97 sau mai nu, s-au mai și după 2000. Sedimentat. Și după 2000 erau pe, care erau din 97 spre 2000, din 97 spre 2000 spre 2000. Și din 2000 și? Da. Păi vă dau exemplu pe Rușeț care era în Partidul Mischie și era sindicalist. Cu toate că Condescu era pro-PDR la timpul acela. Deci nu a fost toată lumea într-o direcție. Deci, repet, să nu credeți că, revin cu acele comunicate lui Condescu, să nu credeți că comunicate lui Condescu dădeau direcția de vot către salariați. Că nu o dădeau. Sau pentru nu dădeau... Și dumneavoastră, a sesizat chestiunea aia când spuneați că sindicatele au făcut la un moment dat să fie deasupra ceea ce erau. Ceva de genul ăsta. Exact. Da, și prin chestia asta, să vă și spun că foarte mulți salariați nu făceau chestia. Eu personal niciodată n-am mers la sindicatul meu de bază să le spun cu cine să voteze. Eventual, dar au fost și colegi de genul acesta. Deci nu la mine. Deci la mine încă o dată au fost colegi care actualmente sunt și primari. Au fost și primari la PSD, sunt care au și funcții, dar cum e Petre Grigore, a fost vicepreședinte la sindicat. A fost la PNL, acum e la PSD, vice la nivel județean. Dar sunt oameni care nu se implică în chestiunile sindicale. Din păcate sunt alții care n-au legătură cu minerul și energie. Se bagă în așa ceva. Domnul Părvulescu, 5 minute vă întrerup. Eu cu domnul Berca o să plecăm să bem o bere și ne întoarcem imediat bine. După aceea. Așa, da, eu o dau. Așa, vreau să vă întreb, domnul Berca, vis-a-vis de ceea ce a spus de domnul Victor Ponta. Am primit un SMS destul de scurt și la obiect. Dacă un funcționar public e trimis în judecată, îi se suspende contractul de muncă până la terminarea procesului. Dar în schimb, Ponta iese la TV, face mișto de o țară întreagă, inclusiv de participanții la meeting-uri. Mie mi se pare așa cum este. A punctat scurt și la obiect. Așa este, de asta i-am cerut și noi demisia, i-am cerut, pentru că, vedeți, aici este un caz puțin diferit. Colegii, luăm pauză? De funcționar public, de înalt funcționar public, sau un alt demnitar al statului român, care, uite, nu poate fi suspendat de către șeful ierarhic, să zicem așa, de către președinte, pentru că are sprijinul parlamentar al câtorva sute de
mercenari sau câteva sute de, ce să le zicem, de mercenari politici, că doar sunt în același partid. De revenim la ideea dumneavoastră după o scurtă pauză publicitară, că îți facem și noi niște bani la Tele3, publicitatea. Școala este etapa de care depinde cariera ta. Universitatea Constantin Brâncuș se ocupă de viitorul tău profesional. Alege una din facultățile noastre. Facultatea de Inginerie. Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor. Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative. Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Programe de masterat la toate facultățile universității. Colegiul Universității Constantin Brâncuș scoate la concurs locuri pentru diverse calificări profesionale. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere. Adevăratele răspunsuri se regăsesc în cele mai mici detalii. Cum poți fi mai rapid și în același timp mai sigur cu un motoferăstru Husqvarna? Vorbim despre micile detalii, atent concepute. Husqvarna, ready when you are. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, anunță mari reduceri în campania de toamnă 2015. Discounturi la toată gama de motoferăstraie, dar și cadouri consistente la anumite tipuri de produse. 10% reducere la orice șină de ghidaj sau lanț Oregon la toate mărcile de motoferăstraie, iar pentru vremea de iernat, oferte la frezele de zăpadă. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Polaris M Holding oferă gospodăriilor independente sacul de plastic galben. Acesta este utilizat pentru deșeuri de ambalaje, hârtie, carton, plastic, recipienți PET și doze de aluminiu. Nu depuneți în el geamuri, cioburi, deșeuri vegetale, alimentare sau deșeuri din construcții. Sacul de plastic galben se depozitează în curtea casei dumneavoastră și se ridică o dată la două săptămâni în aceea zi cu ridicarea deșeurilor menajere numai de autogunoiera special destinată pentru deșeurile de ambalaje. Polaris M Holding vă oferă și ghidul de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile. Împreună pentru un oraș curat! Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare. De aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te pregătește pentru o carieră de viitor. Asistent medical generalist, 60 de locuri. Asistent medical de farmacie, 60 de locuri. Asistent medical laborator clinic și anatomie patologică, 30 de locuri. Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, 30 de locuri. Tehnician transporturi interne și internaționale, 30 de locuri. Menționăm că practica de specialitate se efectuează în municipiul Motru la instituțiile de profil, Spitalul Municipal Motru, farmacii, agenți economici. Informații la 0253 410 470 sau 0755 142 735. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te așteaptă. Bună ziua, băieți! Bună ziua, dos! La revedere! Colectează-ne!
în sacul galben, hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu! Mediul înconjurător depinde și de tine! Orice om visează la o casă, orice constructor visează la un singur loc de unde să-și procure materialele de construcții și oricine știe că acest loc este Dinacom. Găsiți toate tipurile de materiale de construcții, vopsele, parchet, rigips, pleci ceramice, gresie, faianță și adeziv, obiecte sanitare, mobilier de băi, căzi și cabine de duș, instalații sanitare și electrice. Dinacom este unic distribuitor de gresie și faianță produsă de Cesarom, membru al grupului Lasselsberger și are exclusivitate pe importul de gresie și faianță din Spania, Italia, Cehia și Polonia. Reducere 15% la lichidările de stoc Cesarom și Spania. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, situate pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 1 și calea București 194. Telefon 0744 513 816. Construiți și finisați rapid și ieftin cu Dinacom. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Petrece cele mai frumoase clipe la Hotel Sara. Un loc cum nu-i altul în Gorj te așteaptă să te relaxezi, indiferent dacă vii pentru întâlniri de afaceri, tratament cu ape termale, masaj, saună sau petrecerea timpului liber. La Hotel Sara vă bucurați de tot confortul și toată ospitalitatea unei gazde deosebite. De asemenea, locul este alegerea perfectă pentru evenimente ca nunți, botezuri, aniversări sau petreceri private. Hotel Sara Țicleni. Primitor ca întotdeauna. Ei, și am revenit, stimați telespectatori, la discuția noastră aici în platoul de la Tele 3. Domnul Berca, v-am întrerupt pentru că a trebuit să luăm publicitate. Vă rugăm, reveniți la ideea pe care am lăsat-o în stand-by. Era ideea cu berea. Exact. Aolo, asta înseamnă nouă după emisiune. Deci, domnul Berca, după emisiune trecem la, da, la partea asta. Da. Mergem și ne uităm și la show-urile acelea de după ora 10-11 noaptea. Nu știu, nu prea am... Nu le aveți cu cancanul și modernitățile? În niciun caz, nu. De fapt, vă e suficientă politica, că și aici e destul. Politica, serviciu, sunt deja... Familia, sunt lucruri care... Păi și nu știți cu Leo de la Strehaia, cu geamuri de mașini sparte, cu... Păi lucrați în domeniu, care e valoarea asigurării la ce mașini au avut ei, limuzine acolo? Eu șoptesc colegii, mașini de-alea scumpe, de peste 100.000 de parai. De regulă asta se ia una asigurare foarte greu. Mașini scumpe de peste 100.000 de parai? Da, se ia una asigurare foarte greu, se face o inspecție riguroasă de risc. Sunt... Păi și dacă l-aș lua pe Victor Ponta în cunoști... asigurare, ce inspecție de risc i-ați face? Păi depinde ce dorește să facă. Full casc, la daună totală, nu știu, te scorești. La acel Mitsubishi, nu? La cel care i-a dat Șova. Așa, la Mitsubishi ăla de curse. Pentru băieții mari, ați văzut că asta e distracție pentru băieții mari. Mașinile au un regim special de asigurare, nu sunt asigurate decât pe perioada competiției. Pentru că ele nu sunt destinate circulației pe stradă, nu. Și e o formă care se practică doar pe perioada, pe acele 2, 3, 4, 5 zile când durează competiția sportivă. Cum facem să asigurăm cetățenii județului Gorj și față de politica PSD-ului? Să le votând, facem un full casco. Votând PNL-ul la legile, în scrutinurile de anul viitor. Și ce le propuneți dumneavoastră cetățenilor județului Gorj? Bunăstare. Alternativă la PSD. Bunăstare și o normalitate așa cum să spun, cum e să se întâmple după 25-26 de ani de anormalitate. Mai credeți într-o stare de normalitate absolut, că se poate absolut, instaura? Absolut. Trebuie doar să vrei. Un telespectator transmite de ce sunteți disperați să ajungeți la putere. Dacă nu ajungeți acum, nu mai ajungeți niciodată. O fi rău intenționat? Nu. Dar pot să răspund doar atât. Că sarcina oricărui partid politic este de a ajunge la putere. Accesul la resurse.
accesul la resurse și la implementarea acelor idei, acelor strategii, acelui program de care povesteam mai devreme, da? Care credem noi că duce la ce vă spuneam, da? La bunăstare, la normalitate, la decență, la respect. Un alt telespectator ne transmite: mă bucur că mai există oameni cu coloană care se iau la luptă cu PSD-știi și nu fac aranjamente cu ei. Felicitări, domnule Bereca, ține tot așa și aveți șanse mari la câștigarea primăriei. Deci un vot îl aveți garantat, numai de la Tele3. Mulțumesc, telespectator. Un alt mesaj care nu are legătură cu emisiunea, cu Moșoiu, ce faceți? Chiar ce se întâmplă la primăria Drăguțești acolo? Sincer, nu sunt foarte bine informat și nu aș vrea să dau date care să nu fie verificate. Nu cunosc situația. Dacă se închide mineritul și energia în județul Gorj, ce se va alege de noi gorjenii? Aici e o întrebare... Răspunde și dumneavoastră, și domnul Covaci, și domnul Părvulescu. V-aș ruga. În primul rând că eu nu cred că se poate vorbi de închiderea mineritului și energiei. Deci sunt lucruri care, pe o strategie bine gândită, pot să mai continue ani buni, zeci de ani buni. În al doilea rând, orice om normal care pune lucrul ăsta în balanță, nu face decât un lucru, acela de a crea o alternativă. Ca să creezi o alternativă, trebuie să știi ce înseamnă aia alternativă, da? Discutăm de locuri de muncă, discutăm de investiții, discutăm de capital, fie la autohton, fie propriu aici din Târgu Jiu, din Gorj, fie un capital străin. Sunt lucrurile... Deci cum să vă spun? Se pare a fi complicate, dar lucrurile în administrație sunt foarte simple. În administrație trebuie să respecti legea, trebuie să sprijini orice vine în folosul comunității. Da? Trebuie să fii creativ, trebuie să interconectezi toate acele entități care lucrează la bunul mers al lucrurilor. În niciun caz să blocheze, în niciun caz să-ți imaginezi că dacă tu spui ceva, așa e, cum spune, de exemplu, edilul nostru Cârciumaru, da? Sintagma, dacă eu zic așa, așa e, ca asta nu o să uit cât o-i trăi. Așa, chestii de genul ăsta. Lucruri normale pentru un om normal. Domnul Covaci. Eu nu pot să spun decât ce au spus experții în domeniu, că cel puțin pentru vreo 50 și ceva de ani ar mai fi viabil mineritul în Gorj. Viabil înseamnă că avem resursa exploatativă necesară. Păi, și dacă băieții care sunt în fruntea treburilor, problema este că dacă se va întâmpla, cum spuneți și dumneavoastră, tot ce s-a întâmplat din 90 încoace, nu se știe dacă mineritul va mai putea să mai susțină această activitate. Și m-aș întreba doar atât, dacă de 25 de ani, iată, nu s-a reușit mare lucru vis-a-vis de eficientizare, restructurare, reorganizare, ce poate să facă din ce a promis Partidul Național Liberal, având în vedere că domnul președinte Klaus Iohannis a preluat o idee și am văzut cu toții de la Angela Merkel, și anume că mineritul și energia pe cărbune, termoenergia, se poate și ar fi necesar să se transforme în obiectiv de securitate și siguranță națională. De ce nu pun dânsi într-un program lucrul acesta? Dar este pus. Sau de ce nu l-ați dezvoltat și astăzi în moțiunea de cenzură? De ce nu faceți uz mai... Am avut moțiunea de cenzură pe energie. De ce nu uzați mai tare de el? Pentru că, iată, azut oamenii sunt disperați, sunt circumspecții. Dacă oamenii, îmi permiteți. Da. Deci eu cred că actuala legislatură parlamentară nu au fost comparativ cu cele din trecut, nu s-au întâmplat atâtea moțiuni, nu s-au depus atâtea de moțiuni ca acum. Am avut moțiune de cenzură sau moțiuni de cenzură și simple, da? Moțiune pe energie, moțiune pe sănătate, moțiune pe educație, moțiune pe votul prin corespondență, moțiune peste moțiune. Asta a spus un titlu acolo, că s-a izbit de sizidul PSD.
Da, deci zidul PSD a închis practic orice opțiune democratică a opoziției de a discuta lucrurile astea. Avem un program de guvernare pe care, la care s-a lucrat vreo 2 ani. Credeți-mă, am avut și noi o cotă, fiecare a avut inițiative personale care au fost transmise și preluate. Eu nu contest, domnule președinte. Dar acest zid PSD care se opune oricărei inițiative democratice de discutare, de, cum să vă spun, aducerea în atenție, de dezbatere până la urmă, publică măcar, așa, ce să zic, zid, blochează, da? Dar ce facem cu oamenii? Obstrucționează. Ce facem cu alegătorii? Întrebați-i pe cei de la PSD, asta este problema. Până la urmă sunt foarte nemulțumiți, ca să ne spunem. Mi-aș fi dorit acum să fie și un ăsta, un reprezentant PSD aici. Păi domnul Berca, PSD-știi sunt greu de prins, sunt ca iepuri, știți foarte bine. Acum sunt obișnuiți cu puterea, mai greu îi prindem pe la televizor. Luăm o pușcă cu alice sau cu sare. Mai degrabă cu sare, că îi stimulăm mai repede așa. Și aducem. Dar asta e, să întrebăm și pe ei. Bă, fraților, voi ce aveți de gând? Că de Ponta țineți ca de o... Așa. Da? De Dragnea țineți. De mai știu eu cine țineți pe acolo. Deci toți oameni care, din punct de vedere politic, nu mai au niciun fel de credibilitate, nu au probitate, conduc acest partid. Conduc acest partid. Și noi discutăm discuții. Ce face PNL-ul? PNL-ul își face datoria. Este partid de opoziție, practic singurul. S-a dovedit astăzi. Bine, au fost și cei din... Că avem 200 voturi, am avut totuși. Peste numărul nostru de parlament. Dar vă doriți să intrați la guvernare sau faceți doar exerciții democratice? Sigur că ne dorim. Sigur că ne dorim. Că de la dumneavoastră cineva, nu trebuie să mai reproduc numele, spune acum aproximativ 2 săptămâni de zile că... Nu, în acest moment nu mai doriți foarte tare să intrați la guvernare. Partidul Național Liberal își dorește și asta numai pentru că spunea, pentru a se apropie... transpune. Domnul Groș, în momentul de față sunt câteva lucruri care vor conduce, da? Câteva derapaje instituționale la nivel guvernamental, la nivelul instituțiilor din subordine, care vor conduce la un impas economic în țara asta. Da, discutăm de vreo 7 miliarde de euro pe fonduri care nu vor mai putea fi atras. Da, discutăm de câteva lucruri care au fost și în sfârșit prevăzute în codul fiscal care nu încurajează economia. Discutăm de câteva lucruri. Degeaba acum vine Ponta și scrie pe Facebook că INS-ul i-a dat 4% creștere economică. Creșterea economică nu îi se datorează. Nu îi se datorează. Da, se datorează acelor unități economice care au performat, private, care au crescut productivitatea, da, care și-au redus costurile. Deci tot zona aia care produce pentru buget. Asta se întâmplă. Deci acolo trebuie să intervenim, în zona de inițiativă privată, în zona de atragere de fonduri structurale și de coeziune. Și, da? Și dumneavoastră v-ați dori chiar în această situație delicată să preluați guvernarea? Fără discuție. Scăzându-vă ratingul pentru 2016? Domnul, nu mai e chestie de rating acum. Da, dacă facem prostii, să plătim pentru ele. Am plătit odată pentru ele. Dar nu avem cum să facem prostii pentru că noi am învățat din greșeli. Am învățat din greșeli. Dovada faptului că renunțăm la acele persoane, personaje și personalități, dacă vreți, care au creat prejudicii, în primul rând partidului, în al doilea rând populației. Nu ni se mai poate pune eticheta de partid corupt, de partid care a, nu știu ce a făcut, a nenorocit țara. Da, uite, să fim sinceri. Despre ce discutăm? E, asta vrea Partidul Național Liberal. Pe undeva poate că e greșit. Da? Că se substituie, repet, acele idei ale mele, societății civile. Dar n-avem ce face la un moment dat. Dacă altcineva nu vine
să atragă, să aducă în atenția publică toate aceste aberații. Dar singur puteți guverna? Nu cred că mai duceți lipsa unui reprezentant al PSD-ului. Nu cred că mai duceți lipsa unui reprezentant al PSD-ului în studio. Acum? Da. De ce nu? Îmi plac întrebările foarte mult ale domnului Nicu Covaci. Ah, da, de se substituie, da. Dumneavoastră. Nu se substituie, n-am spus asta. Deci, sunteți tendențios, în momentul în față. Adică eu nu fac partid pe niciun partid politic. Mă întreabă un telespectator, domnul Cova, sunteți profesor de chimie? Nu. Nu sunteți profesor de chimie. Un alt telespectator, domnule Covaș, cum vă explicați că sunteți un tip echilibrat, cu mare experiență? Vă tentează o carieră în politică? Niciodată. Domnule Covaș, cum vă explicați că, deși sunteți un cadru didactic eminent, încă nu faceți parte din corpul de inspector al ISJ? Pentru că nu mi-am dorit niciodată lucrul acesta, nu mi-am dorit nici să fac politică. Domnule Berca, ce personalități publice au intrat în PNL Gorj după 16 noiembrie 2014? În ce sens publice? Telespectatorul a întrebat, eu sunt cu reau de transmisie către dumneavoastră. După 16 noiembrie. Prezidențiale. Vă referiți strict la județul Gorj sau la nivel... Și la, răspundeți cum doriți dumneavoastră, ori local, ori la nivel național. În primul rând, la nivel județean, că aici țin să... Adică eu am cât de cât cunoștință despre personalități publice. Păi... Am câteva cadre didactice care s-au reactivat, să spun așa, după o perioadă îndelungată de cadre didactice cu merite în sensul ăsta, în sensul, să zicem, activității publice. Au revenit sau au venit în rândul nostru o serie de colegi din minerit ai domnului Pârvulescu. Pot să-l aduc în atenție pe domnul Iordache, da? În sfârșit, ca, deci oameni care au cât de cât notorietate publică, că poți, nu înțeleg până la urmă cât de publice să fie aceste persoane. Important e să facă treaba, nu să, absolut, să-l atreg. Absolut, absolut. Dovadă că astăzi noi am fost într-un număr suficient, eu zic, și peste 300 și 300 de persoane la București. Am stat acolo și aș vrea să menționez legat de acest meeting. Ceea ce s-a văzut la televizor a fost doar o parte din cei prezenți. Pentru că parcul Izvor este mare. Neșansa noastră a fost ca ploaș și tot gazonul sau practic spațiul verde era umed. Și atunci noi ne-am distribuit absolut peste toate acele alei care... curgeau practic spre scenă, spre zona în care se vorbea. Și vă spun sincer că eu personal cu colegii mei, pentru că am venit aproape de sfârșitul afluirii autocarului, am numerat peste 150 de autocare. Asta înseamnă peste 7000 de oameni. Ca să nu mai discutăm de bucureșteni. Deci în Parcul Izvor, din punctul meu de vedere, au fost peste 10000 de oameni. Dar o parte însemnată în față, restul au fost și inclusiv pe marginile, extremitățile parcului. Au folosit televiziunile subordonate PSD-ului cadre restrânse pentru a demonstra că nu sunteți și nu ați întrunit numărul pe care l-ați previzionat? Păi am avut și noi parte de l-au focusat pe 3-4 oameni care pur și simplu trebuiau să stea pe o insuliță afectată de precipitații. Și normal că în situația în care i-ai dat doar pe cei 3 sau 4 care erau acolo, golul dintre ei a devenit... Haideți să mai dăm cuvântul și domnul Pârvulescu, că domnul Pârvulescu a devenit mai mult spectator la discuțiile noastre. Exact ce spunea colegul. Emisiunea politică e un sindicalist. Probabil a fost un coleg de la un alt sindicat. Din păcate, politica de astăzi ne mănâncă 9 zile la salariații din Complexul Energetic Oltenia. În implementarea acestor acte manageriale care nu sunt în favoarea salariaților. Păi și dacă s-ar fi schimbat guvernarea, să presupunem că ar fi trecut această moțiune și ar fi venit un manager de la, din partea PNL-ului, până la urmă că era, ei ar nu fi contează. Acces la guvernare. Cât ar fi durat redresarea acestei companii, repunerea ei pe picioare sau dezvoltarea de noi proiecte pentru a atrage noi salariații în cadrul complexului? Și dacă vine cineva de la PSD și e bine. De ce spun chestiunea asta? Noi suntem îngrijorați de faptul că se ascunde adevărul.
Deci cineva va trebui să spună acel adevăr despre această companie. Nu vedeți că se contrazic de la zi la zi acești conducători prin ce emit în spațiu public? Deci să nu credeți că petarda asta, așa mai spus-o, cu sindicatele aruncat aiurea de ciurel. Cine știe ce e în spatele acestei petarde? Își premeditează pașii către o anumită direcție actuala conducere a Complexului Energetic Oltenia? Păi actuala conducere a Complexului Energetic Oltenia e decât ciurel. Pentru că în rest... Am zis să folosesc un termen legat. În rest, și cei de la nivelul următor, superior directoratului, și de la nivelul de sus, sunt tot argații lui. E moșia domnului Laurențiu Ciurel? Lui, cum să zic, a fost dată de Ponta să o birjerească. Acum unde o va duce, Dumnezeu știe. Pentru că, repet, nu avem datele. Nu vedeți că din când în când apar date de astea, am văzut în presă că și-a realizat indicatorul 135%, dar o chestie falsă. Pentru că și-a previzionat pe primul semestru un profit mic și a avut un grad de realizare de 400 și ceva la sute și știți, în momentul în care faci o adunare de asta ponderată, o medie ponderată și pui pe un indicator 400 și ceva la sută realizare, îți dă 135%, că nu-i greu. Dar ceilalți indicatori îți varză. Deci de asta spune, nu știm adevăr. Domnul Covaci. Uitați-vă și la comunicatele de presă care apar. Și eu aici am un reproș la Partidul Național Liberal. Nu se poate să nu aibă specialiști care să-l contracareze pe acest individ, pentru că încoate scoate numă tâmpenii pe acele comunicate. Și nimeni, cum să zic, acolo e o pâine de mâncat. Și o pâine de mâncat pentru dânsii și un bine făcut nou, poate că până la urmă va ieși adevărul la lumină. Pentru că asta e marea problemă. Nu că vrea să distrugă FNM-ul sau cine știe ce idee de asta de Luciurel. Deci ce e în spatele acestor chestiuni? Că în spatele acestor chestiuni e ceva, dureros pentru salariați. Sper să ne-am dreptat. Domnul Covaci, ar trebui să vină PNL-ul anul ăsta la guvernare sau anul viitor? Eu l-am întrebat pe domnul Berca, reprezentantul de frunte al PNL-ului, și dânsul a zis că ar trebui să vină anul acesta. Eu mă întreb dacă la vârful PNL-ului mai sunt atât de convinși, pentru cum, repet, un personaj politic influent din PNL spunea că nu e foarte oportun, pentru că venind, să spunem, așa cum zic dumneavoastră, să repare ceea ce e de reparat social și economic, dânsii și-ar pierde din rating pentru 2016. Eu așa văd lucrurile. Dar la fel de bine poate fi viabilă și ipoteza că, având strategiile și rezolvând din problemele sociale, care evident sunt nu puține, ar putea, cum spun, la fel de bine să obțină un scor în alegeri care poate nici nu îl visau dumnealor. Da, nu contează și cine numără voturile și cine organizează alegerile. Credem că ne-am dezbrăcat cu toții de această poveste cu numărătul voturilor de pe vremea tătucului Stalin. Ați văzut ce a declarat Victor Ponta? A avut un sistem care a funcționat mai bine decât al nostru? Eu nu cred că s-a întâmplat asta. Păi eu zic că după 2012 trebuie cu toții să avem cel puțin dorința și să fim atenți la ceea ce se întâmplă în societatea civilă, pentru a evita să mai trăim astfel de experiențe, indiferent din ce direcție vin, pentru că puterea politică de-a lungul vremii, și nu-mi permis să o spun eu, au spus-o alții care au avut informații în portofoliu, puterea politică a știut să manevreze sistemul acesta cu, să spunem, aspectele de control electoral, să le spunem așa. Ultimul cuvânt, spuneți. O opinie personală despre aceste aspecte. Vedeți dumneavoastră, aici nu mai e vorba de cine numără voturile. Cine ajunge la numărarea voturilor. De ce spun chestiunea asta? Uitați-vă ce s-a întâmplat și anul trecut, ce se întâmplă și anul ăsta, pentru că spunem, domnule, nu sunt bani de infrastructură, n-am făcut autostrăzi, n-am făcut nimic. De ce nu facem? Pentru că în România de câțiva ani, toți banii aceștia din investiții, ia niște băieți de acolo de sus, din guvern, îi împrăște la baronii locali și aceștia încep să dea pomeni pe la localități. Și de asta a fost și migrația primarilor de la
PNL, de la nu știu unde, către PSD anul trecut. Pentru că i-a omit domnul Călinoiu cu 10-15 miliarde pentru diverse lucrări. Așa se va întâmpla și la anul și contează foarte mult cine e sus la guvernare, nu neapărat prin prisma că se măsluiesc voturile, că nu cred că se mai poate vorbi de așa ceva, ci de faptul că dacă ajung să numere voturile, între ghilimele, primarii care sunt la putere, e foarte greu să nu se câștige de ăla care e la butoane. Am început cu ultima idee, cu domnul Părvulescu, cu domnul Covaci. Eu cred că va fi o luptă foarte strânsă vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla în 2016 și la fel de bine îmi permit să cred și să opinez că oamenii simpli sunt atât de dezamăgiți de politica aceasta încât mulți dintre ei fie nu se vor prezenta la vot, sancționând evident cum a făcut de-a lungul vremii politica care s-a întâmplat pe aceste meleaguri, fie vor veni și își vor da votul, să spunem, sentimental sau cui va reuși să îi convingă prin cine știe ce aspecte sau promisiuni. Știm cu toții că e și regretabil că oamenii întrebau în felul următor când se făcea campanie pentru prezidenția, doamne, cum ne va da locul de muncă, știind cu toții, să spunem, în mare măsură că președintele României nu poate să dea locul de muncă. Așa și acum. Oamenii vor asculta promisiuni, vor crede, sperăm că nu vor mai fi practicabile acele atenții electorale și eu, ca jurnalist, îmi doresc o politică a faptelor, așa cum spun până la toți politicieni, dar nu prea fac. Pas cu pas. Domnul Eduard Berca, un cuvânt de încheiere, vă rog. Aș vrea să fiu scurt. Toată lumea spune sau vorbește de rău clasa politică. În ultimii ani, ce pot să zic, că fără orice am face în actuala conjunctură, în actuala situație, fără politică nu se poate. Și nu se va putea, sper, secole de acum înainte, fără o politică, fără democrație, practic. Acum, votul și simpatia de care spunea și domnul Covaciu este la dumneavoastră, la electorat, la cei care, probabil că în ultimii 25 de ani au tot fost mințiți. Noi, ce pot să spun, este că ne reformăm. N-am reformat, ne reformăm și ne vom reforma pentru că nu ne lasă statutul, pentru că nu ne lasă regulamentul și pentru că așa am înțeles votul din 16 noiembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla anul viitor. Vă mulțumesc pentru participare. Domnilor, aici încheiem dilemele zilei. Rămâneți în continuare alături de Tele3. La revedere, seară plăcută!